Luca. Luăm orașul la pas și vrem să ajungem la un restaurant, cred că cel mai cunoscut restaurant de aici, cu preparate tradiționale, se numește Roata. Cel mai cunoscut restaurant din Cluj, acesta va fi un vlog culinar, așa că haideți cu noi. Suntem într-o piațetă mică aici, la Monumentul Rezistenței Anticomuniste, pe dreapta, la Vembosă. Într-o intersecție, așteptăm să trecem. Aici este roșu semaforul. Foarte probabil lume aglomerat. Da. Bulevarde așa mari, vedeți, Cluj e unul din cele mai bogate orașe din România. Dar cred că e pe locul 2. Nu știu, dar în acest vlog v-am zis doar de mâncare ne ocupăm. Da, dar până ajungem acolo vă arăt și așa cum trăiesc oameni aici în Cluj, vedeți? Aici intră banii pe străzile astea, banii aitiștilor din Cluj, nu? Foarte. E verde, trecem, au piste de biciclete. Suntem cumva în partea centrală, știți? Cam pe aici sunt toate restaurantele. Vrem să vedem ce primim la restaurantul ăsta românesc. Și cumva mai în față și la stânga. Da, pe străduțele astea pe aici. Nu-i foarte mare Clujul. Dar Clujul este cunoscut pentru facultățile sale foarte bune. Da, dar are foarte multe cartiere noi, știți, construite. Cum a fost și Florești, care e lipit și era un sat înainte, dar acum... Ca în toate marile orașe, toate primele sate de lângă oraș au transformat în oraș. Uite și aici au parteneat și asta. Tot felul de restaurante, mai fițoase, mai puțin fițoase. Pentru toate buzunarele. Marcel mi-a zis de acest restaurant care are foarte multe recenzii. N-am mai fost, știți, dar am dat un search pe Google, prietenul nostru Google, și ne-a zis, aici mergeți. Păi și ne-am conformat, acum mâncăm tradițional astăzi. Foarte greu cu locurile de parcare. Da, foarte greu de găsit locurile de parcare. E super aglomerat. Eu am portofel de doamnă faină. Aici este o librărie, cred. Universitatea Cartagena. Ai văzut? Bine ați venit în Columbia, dragi. Nu, este Universitatea Tehnică. Da. Sushi Master. Cred că pe aici trebuie să și fie, în reala dreapta, nu? Da, și pe aici. Este un restaurant tradițional, acele. Da. Un restaurant cu mâncare tradițională. Să vedem prețurile. Prețurile par cât de cât ok, dar nu știu așa din online. Acum nu știu pe unde să o luăm. Pe aici. Ia uitați aici, Universitatea Medicină și Farmacie. Micuță. Frumos așa, case tradiționale. Tot felul de biserici, cafenea. Ăsta nu știu cum se cheamă. Nu are, deci nu are nici măcar un scris să scrie Roata. Cel mai cunoscut și nu se găsește. Magazin alimentar. Nu, păi ține ca să caut pe Maps dacă nu caut. Caut aici Five to Go, cred că este cafeneaua asta. Maimuța plângătoare. Dacă nu avem faina maimuța plângătoare, venim. Hai să mergem. Cred că așa facem dreapta. Pe aici, ha? Sau chiar ăsta e din față? Că pe strada aia era. Asta e maimuța plângătoare. Pe aia era. Pe aia și la dreapta, cumva. Aici nu e ok. Hai să vedem. Păi n-am greșit, dar n-am văzut niciun semn. Până acum minus 10 puncte. N-am văzut, nici n-am urmărit, știți? Ce se urmă? Vrem să vedem scris mare, intrați aici. Păi și nu ți se pare normal să vezi cel mai cunoscut restaurant din Cluj să aibă un scris, să aibă poate ceva? Poate că nu mai ui, i-au dat faliment, s-ar putea așa. Ăsta-i, acum este Nescafe, vedeți? Magazin alimentar. Aici a fost.
curte. Băi, prof, asta nu. Oricum nu scrie nimic. Asta este, cred că în farmacie, în asta, în facultatea de farmacie se află. Aici? Păi da, dar nu pui un semn aici? Adică, nu știu ce să zic. Deci acum nu ieșim la cealaltă? Da. Ba da, ieșim la ce? Mop tatu. Bine. Se pare așa. În inima centrului, dar și mai liniștit. Vedeți cum ieși de pe strada aia? Poc! Liniște și pace. Au trotinete în astea clujenii. Aici crezi că e? Ori au WC-ul când mă trage o pișoare. Da, noi nici nu intrăm. Eu am un buget 30 de lei. Cred că mi-au un suc. Ciorbă de fasole. Asta e în pâine, oare? 30 de lei. 30 de lei. Pomană. Platou mix grill 145. Supă gulaș 32. Piept de pui 43. Meniu de băutură pe verso. Vezi sarmale, ce scrie? Sarmale 43. Barza la Cluj 43. Ah. Da. E cam ca peste tot aici în Cluj. De la 12 la 23 orarul. Hai să ne băgăm, ha? Intrăm? Stăm afară? Unde stăm? Da, dacă este loc. Să vedem. Uite aici, una. Pentru două persoane? Mersi. Aici, vedeți ce frumos stăm. Da, dar e fain la aer. Ce frumos să-i vezi. Da, ia uitați. Să ne vină meniu, acum și vă arătăm ce vor. Da, e frumos, așa, tradițional, vedeți, din lemn. Și cred că și înăuntru arată tot așa tradițional. Doamna are ie, care servește. Tradițional. Să vină meniu și vă arătăm. A venit meniu foarte repede, frumos. Și așa arată. Vedeți cum am arătat și afară. Supă, ciorbă, ciorbă de burtă 32, mămăligă 34, ciorbă de fasole în pâine 36, pui la grill 35, varza la Cluj 43, la băuturi, ce mai au? Ce au la băuturi? Sucuri din astea, suc de roșii, Coca-Cola. Un Coca-Cola e 13 lei. Na, te-ai gândit ce ți-ai, Marcel? Nu știu, sarmale. Sarmale? Da, dacă am venit în România. Sarmale? Explorezi. Cu ciolan a fumat? Da, asta, 43 de lei, 300 de grame. 43 de lei, vă dați seama, niște sarmale. Mi se pare destul de scump, nu? Undeva la 8 welcome, euro. Welcome to Romania. Oricum, în alte țări, probabil, dacă stați prin Italia, Spania, poate și mai scump. Nu sarmale, dar în general, nu. Da, am mâncat în Milano o pizza cu 8 euro, deci da. Cam la fel. Nu știu, eu am zis că mi-au o ciorbă în asta de fasole în pâine, mie îmi place pâinea. Da, am comandat, fiecare și-a luat ce-o vrut și ia uitați ce ne-a adus până când ne aduce comanda. Pâine, și asta e din partea țuică. Casei, vișinată și țuică. Hai să gustăm. Nu gustăm, că conducem. Ne-am luat, eu mi-am luat din aia, cum am zis, așa, în pâine, fasole, nu aici, că e băuturile și tu ți-ai luat sărmăluțe, nu? Da. Vedem, așa, tradițional, v-am spus. Nu, dar nu e foarte tare. Pui, dar ce miroase. Până aici vine, așa, danfu. La mulți ani. La mulți ani. Să trăiască roata. E bună, foarte bună, vișinată, îmi place mai mult. Gustă și tu. Pâine, faină, ai arătat, Marcel, ce fain a venit în pipotă. Și asta e tare. Nu mi se pare. Și țuica? Asta nu știu dacă vreau să beau. Bine, măi, că de prunuț. Ui, ce tare pute. Dar nu e foarte tare. Ziceți voi, care e cea mai tare țuică de aici din România? Aia de, din Maramureș? Asta din Cluj. Nu. Arde tot. Și ei, măi, că nu-i tare deloc. Să știți că nu-i tare. Să cauc bere roata. Bere roata? Ce că e bere de Cluj. Da, vezi ce fain.
care e de la restaurant, făcută de restaurantul ăsta? Da. Nu, să ne vine. Da, unul dintre cele. Numai noi și turiști suntem în ăștia. Și nu a venit doamna noi, a zis că ce dorim pe engleză. Nu, așteptăm. Să vedem cum arată preparatele. Exact. A venit mâncarea foarte repede, nu? Da, da. 10 minute. Foarte repede, alta țărmăluțe cu ciolan, a fumat ceva, smântână, o salată. 5 țărmăluțe, ciolanul, smântână. Da. Și una e de cuviță de vie, vedeți? Foarte faină. Eu am aici fasolea în pâine, ceapă roșie și se deschide fain. Ia uitați ce fain arată. Aici, cu morcov, tot felul de legume, dar prima oară gust tu. Eu trebuie să gust. Hai să vă arăt exact cum arată aici. Vedeți? Să știți că totdeauna sărmăluțele care le luați așa, care sunt mai multe, se fac mai multe, sunt mai bune, știți? Da, și miroase foarte fain. Da. Sărmalele miros. Dar și pituța aia ta. Da, ce asta arată. Mie îmi place asta. Am mai mâncat și în alte zone ale țării. Să gustăm asta. Astea cred că fierte în bulion, că au așa suc de roșii pe ele. Cum îs? Da. Faine. Nu știu, tradiționale, vedeți? Au și cimbru. Au așa, mai mult orez, știți, decât carne. Dar sunt ok, la gust, să zicem, dăm un 8 pe 9. 8 pe 9. Merg cu asta, cu vișinata faină. Varza e bună. Nu e acră tare, dar ok. Și smântâna e proaspătă, e de casă? Da, smântâna e bună, așa de casă. Ne să gustăm și ăsta. Ăla e ciolan afumat, o aici, da, fain arată. Da, deci porțiile, să știți că sunt destul de mari. Da. Na. Ciolanul e bestial. 10. Foarte mult. Ți-e tot da și cepuța? Cu boiac. Luăm frumos capacul. Dar și capacul ăsta e fain de mâncat, că e foarte proaspăt de boiac. Îl luăm la pachet, mâncăm pe drum. Și fasolea, ia uitați, este, mie mi se pare că nu prea mai e ciorbă, vedeți? Păi că trebuie să mânci toată pâinea, pâine. Da, așa-s astea. Legume, fasole și gustul e chiar ok. Ce are? Are morcov? Are morcov, fasole, pătrunjel, cred. Are și costiță ceva afumată. Da, are din asta. Mănânc asta, pot să merg pe jos tot plurul. Ce notă îi dai că e? Nu. Cred că am mai mâncat la Sighișoara, că nu mă înșel. Am mai mâncat și acolo mi-a plăcut. Dar și asta e bună. Na, asta mi-a fost mie poftă. Puteam să mănânc varza la Cluj, că asta să mănânc aici, dar știu cum e. Și asta știu cum e, dar mi-a fost poftă. Foarte bine, Marcel, așa trebuie în viață să faci ce ți-i poftă. Să avem poftă bună, să dăm pe gât vișinata asta și la culcuș, găină, cățigușa plină. Mergem să ne luăm desert. Da, după acesta, dar nu de aici, tot de la un restaurant. O cafenea, nu știu ce-i, iară Marcello găsit, da. Din astea, cum au apărut acum nou cu fistic, toată lumea e nebunită. Până am, bun, na, o notă pe total la acest restaurant? Da, un 8-9, nu? 8-9. Atmosferă. Frumos. Cum a fost primiți, foarte mult mi-a plăcut că au venit foarte repede doamnele la noi, frumos îmbrăcate, da. Și cu meniu și cu preparatele, imediat mi le-au adus, chiar dacă sunt foarte mulți oameni aici. Deci, servirea 10. Nu-i mare locul, vedeți, dar frumos, intim așa. Gata, am mâncat, am plecat la restaurant și acum mergem să ne luăm ceva dulce, păi cum? După ce mănânci așa ceva, atâta de gras, fasole cu ciolan și sarmale, să nu mănânci ceva dulce. Nu aș
aproape este un cofetărie, ceva. Se numește Un Dulce. Dacă sunteți din Cluj, probabil știți despre această cofetărie. Trebuie să vedem dacă o găsim și ce găsim. Ceva interesant dacă stați aici în Cluj, nu vă deranjează avioanele. Adică am observat foarte multe vreme trebuie să treacă peste Cluj și Florești și așa mai departe. Vă deranjează avioanele, dar nu vă deranjează când puteți să zburați de aici, nu? Mai multe locuri. Da. Noi am plasat bine aeroportul. Aici mai este ceva patiserie. Dar unde ar trebui? Aici am înghețată, ice cream, foarte cunoscut asta. Este și în București, din ce știu eu. Și aici tot drept, oare? Da. Dar m-ar tenta maimuța asta. Maimuța plângătoare. Nu știu ce au aici, da. Au mâncare, vedeți, iar tradițională, supă cremă. Nu, nu-i tradițională, garlic bread, piept de curcan. Fancy. Mai așa, faină. Oare aici-i? Da. Bakery, focaccerie, un dulce. Na, eu mă duc și aleg și după aia vă și arăt. Trebuie să stau la jos aici. Gata, am procurat de aici dulcegările, am luat un croissant cu fistic și zmeură și un cașmir se cheamă ăsta, arată foarte fain, e ca o, un balon, da, așa umplut. Da, eu ce-am văzut stând aici, Petrișor. Acolo e Petrișor, e restaurantul lui Petrișor. Na, și acum am să, gust, să guste Marcel. Eu nu gust, ba, gustă. Nu. Prințesele. După ce ne-am burdușit burta cu sarmale. Da. Deodată are crema mai tare ăsta. Speciale. Ce are zmeură și fistate? Da, crema de zmeură și fistic. Dar are și înăuntru ceva? Da, are cremă. Dar n-am mai încercat combinația asta pe mama și vedeți cât fistic are pe el, așa. Da. Pe el are, dar să vedem dacă are și înăuntru. Are și înăuntru, uite că se vede. Ce-i mi-a dat la stânga, cred că e centru, dacă nu mă înșel. Foarte fain. Ce-ai dat de fistic? Te-ai făcut tot de zmeura. Da. Bun, foarte bun. Combinație faină. Zmeura cu fistic. Wow. 9 pe 10. Cât o costat? 18 lei? Da. Un preț onest, cam așa e. Nu e foarte două. Mare, da. Dar e bun. Gustă și asta. Ce cutie drăguță. Da, nici nu pot desfa. E pentru... Gustă tu. Nu, gustă tu. Hai, gustă tu. Am corn. Unde? Aici. Croissant. Croissant. Am prins telefonul. Asta. Un dulce de la Vlad Mureșan. Ah, ok, interesant. Și ce gust are? Croissant negru, cert, da. Așa cu biscuiți. Și jos, cred că are fistic. Fistic, da. Gustă. Da, mie îmi place fisticul. Da. Îmi place fisticul, doar ce gust. Biscuit așa, moale, patișpan stil, nu știu, nu? Da, biscuitele moale și crema asta e un fel de vanilie și are susan negru. Da, și are un gust apăsător susanul ăla negru, interesant. Interesant. Asta doar tot că ne murdărim, aha. Tot 18 lei, da. Eu mă duc înăuntru și îi cer la doamna un șervețel. Da. Eu. Ați văzut? Asta se mănâncă. Da. Și astea sunt prețurile în ziua de azi. Deci să știți că lângă ăsta, Caru, nu? Așa se chema restaurantul. Roata. Roata. Caru cu boi. Lângă Roata găsiți și ăsta foarte aproape.
Dacă aveți drum prin Cluj, o sunteți de aici. Acesta a fost acest vlog. Minunat! Dați un like, abonați-vă și v-am pupat din România.